Situația bolnavilor de HIV-SIDA continuă să fie o prioritate pentru specialiștii în domeniu. În acest moment, pentru cei 300 de pacienți aflați în evidențele medicilor specialiști, dar și pentru cei 162 care în acest moment se află în tratament, Ministerul Sănătății le asigură tratamentul și suportul de care au nevoie prin Programul Național HIV-SIDA. Dacă în mai multe județe din țară s-au înregistrat probleme în ceea ce privește asigurarea acestor tratamente, la Giurgiu lucrurile stau bine. Medicația întotdeauna a ajuns la timp în județul Giurgiu. Au fost probleme mai deosebite prin anul 2000, dar de atunci s-au schimbat și modul de administrare, s-au schimbat și modul de stabilire a conduitei terapeutice, se face în clinice din București, nu la Giurgiu. Evoluția acestor pacienți este una bună, după cum spune doctorul Paul Marinescu, când în județul Giurgiu erau vreo 6-700 de pacienți, majoritatea copii. În timp, rata mortalității a scăzut odată cu o mai bună cunoaștere a acestei boli, dar și pentru că pacienții au fost instruiți și învățați cum să se îngrijească singuri. Mulți dintre ei s-au căsătorit și au dat naștere unor copii sănătoși. În anul trecut s-au născut 7 copii, deci avem și alți copii din copii infectați cu HIV, din tineri infectați cu HIV. Anul ăsta probabil încă 4 o să nască și de-a lungul timpului au născut suficient de mulți, iar până acum, pentru că există o terapie în timpul sarcinii, o terapie a nou-născutului și mai ales câteva condiții pe care se îndeplinesc la naștere, nu se face ablatare, se face operație cezariană, au dus ca acești copii să nu fie infectați HIV și să fie absolut sănătoși din punctul ăsta de vedere. Tratamentul pe lună pentru un pacient diagnosticat cu HIV-SIDA costă undeva la 1200 de lei pentru o schemă simplă și peste 10.000 de lei pentru cei care au scheme complexe de terapie. În plus, odată cu trecerea anilor, s-a pus accent pe educația populației pentru a se feri de infecția cu HIV, dar mai ales pe instruirea tinerilor cu privire la educația sexuală. Prin Direcția de Sănătate Publică, anual se derulează programe și campanii de informare pe această temă. Anul trecut, în județul Giurgiu, au fost 6 cazuri nou descoperite și nu din rândul copiilor sau tinerilor, ci persoane adulte.